salut și bine v-am găsit la un nou episod din Topicraft. Eu sunt Sami cu... iubita lui Andreea! Astăzi cu iubita mea Andreea, care e aici în spatele meu și aici în... bună! Tânga mea în Minecraft, astăzi cu o fleică de mâncare. Nici n-a venit bine că zicea... Mi-e foame, dăm să mănânc! Aș fi luat un cartof prăjit, dar n-am găsit. Mamă, deci mănâncă iubita mea la cartof prăjit de cocoșează. Auzi tu când... Ridică puțin capul. Ia uite, când auzi de mâncare direct... a scos limba asta, zic, nu știu, bă, vezi că ai bale. Sheesh! Bă, mai buni! Înainte să începem acest minunat episod, vreau să vedeți să concușați butonul de like și butonul de subscribe. Și nu uitați să vă abonați la iubita mea acolo. Ideea este următoarea. A văzut clipul pe care l-am pus acum două zile ăla cu mamă, cu decorațiuni pe acolo, cu iarbă, cu nebunii de-alea. A spus, băi, trebuie să fac schimbări, am chef să mă joc Minecraft. Și a zis, ok, hai să ne jucăm Minecraft. Și a zis, ok, vreau să punem glass în loc de tot sandwich. Și eu am făcut, what? Cum este posibil? Ea stă și râde că știe. Băi, și am zis că durează foarte mult. Și a zis, ok, dar vreau să ne jucăm Minecraft. Mamă, când am auzit că vrea să facem Minecraft cu mine, am zis direct, ok, hai să-i dăm goarnă, a ciordit direct. Bă, a ciordit direct tot glesul, dar nu contează, eu mai am sens acolo. Fac altul, exact. Bun, iubita, dacă tot așa funcționează treaba, hai să-ți arăt ce trebuie să facem. Am nevoie de o sabie. Da? E un pickex. Ok. Bun, iar mură, în caz că vin niște mobi pe acolo să ne batem. Mamă, trebuie să bag mâna la guguștiuc atunci. Trebuie să bag mâna la guguștiuc. Hai că-ți fac și ție o armură dacă e. Mamă, deci o să dau faliment, iubita. Am văzut că ai foarte multe diamante, așa că... Ai băgat deja botul unde nu trebuie, ok? Dar nu le-am furat, le-am stat acolo. A, nu le-ai furat, a? Nu le-ai băgat, nu l-ai furat. O să trească să reparăm și lopata între timp. Și vreau să-i fac un pickaxe și o spadă. Ne întoarcem când ajungem acolo, dar prima oprire o să fie aici la fermă, pentru că trebuie să îmi repar lopățica. Știi care este situațiunea? Care? Că noi trebuie să punem absolut peste tot. Bă, peste tot. Unde vezi așa, gen, fii atentă. Dacă intri așa sub și te uiți în sus, vezi că practic e o buză ieșită în afară de glass. Da. Da. Aia trebuie să o umplem. Și o să mă ocup eu de sub bază, să pun torțe și chestii astea, pentru că sub bază e singurul loc unde se spawnează monștri. Așa că, da, ia să te văd, iubita. Ai glass-ul la tine? Ai sticla la tine? Da, am la mine. Ia să te văd, dă-i. Ia să văd. Poți să încep să pun? Păi ia să te văd, știi să încep să pui? Ia să te văd, știi să pui? Și... Ia. Aici pun așa sau pun și la colț deasupra? Trebuie și la colț. Da. Trebuie și la colț, exact cum e deasupra. O trebuie să fac niște topitoare aici, niște smeltere, ca să ne fie mult mai ușor. Așa că am adus aici chestiile astea. Eu o să mă ocup până termină Andreea tot glesul pe care l-are la ea. Eu o să mă ocup puțin de iluminat. Și cred că o să vină toți monștrii pe Andreea. Dar... Nu... Au venit pe tine deja? A, n-au venit. A, ok, atunci deja ai strigat, nu! Păi că nu vreau să vină toți monștrii pe mine. Bun. Hai că mă pun să iluminez aici sub și Andreea o să-și trene tot glesul. Puneam torțe pe aici. Cum a ajuns găina asta aici, băi? Mă, cum a putut să ajungă găina asta aici? Stai, că o ținem aici, că ne trebuie. Ia uite și tu, ne-am făcut și cu o forță. Cred că am pus absolut peste tot torțe în așa fel încât să nu se mai spawneze niciun mob. Văd că iubita mea Andreea e pe ele. Gen... Dacă mă întrebați pe mine, e bine rău. Ia uite, și aranjează sticlele în inventar, ia uite-o. Păi ia uite-o. Da. Văd că ne mișcăm super bine, iubita mea a terminat, uite, de exact de aici până aici, aproape tot. Și în partea asta avem un smelter făcut super, super, super simplu cu niște de-astea, cum se numește. Aici vine glass, easy peasy, numai cred că o să avem o mică problemă cu căulul. Stăteam și mă gândeam, păi cum... să fac rost de mult căul. Dar întrebarea putea fi alta. Cum pot face rost de mult combustibil? Și ținând cont că este 1.17 și putem să folosim tehnica dripstone, adică să facem lavă infinită, pot să fac multe cauldron cu lavă deasupra și eu practic să folosesc lavă pe post de fuel. Vreau să mă aplauzi.
Asta zic. Bun, am ajuns acasă cu materialele de care avem nevoie pentru fermă. Bine, practic, ca să înțelegeți, în timp ce eu stăteam și mă gândeam, am zis, hai să facem o fermă de dripstone și după să facem o fermă de lavă infinită. Da, multe au trecut prin capul meu de ultima oară de când am filmat, de fapt de când am dat drumul la înregistrare, dar e bine că se întâmplă, bă, funcționează creierul, băieți, e ce trebuie. Stai puțin să punem așa, uite, vreau să facem, uite aici asta. Deci iubita mea doar le pune. Îți place iubita să pui glez? Fără mișto, chiar îți place? Vrei să te învăț cum poți să pui mai repede? Fii atentă, dacă pune 3. Nu pot cu 3, nu merge numai cu 2. Ba da, dacă ții shift-ul apăsat. Nu merge cu shift. Ține shift și mai pune una. Mai pune una. Uite aici sunt 3. Ia uite-te. Vezi? Deci tu trebuie doar să ții shift-ul apăsat pe ea și tu doar mergi în față acum. Tot așa. Mamă, ce-am văzut. Ia uite-o cum lucrează. Ia uite-o cum lucrează, mâncați. Ia uite-o cu 3 pune. Exact. Bun. Și ca să facem ferma de dripstone, o să fie, bă, ușor rău o să fie, frate, să faci fermă de dripstone. Cred că e cea mai ușoară chestie pe care poți să o faci, fermă de dripstone. Adică, să fim sinceri. Și aici o să punem 1, 2, 3. Și acum sub astea, boom. De fapt, stai să facem așa. Le înconjurăm. Deci, practic, cam tot ce înseamnă dripstone trebuie înconjurat. Ceea ce mi se pare destul de bine. Cum facem așa, spargem colțurile. Spargem asta, punem una bucată. A doua bucată este perfecțiune într-un chipatos. Bun, și aici ce se întâmplă acum? Trebuie să punem doar bum, bum, bum. Exact pe chestiile astea care arată ca o shawarma. Care zici că e halcă de aia de shawarma. Bun, facem așa. Și pe restul aici o să punem așa. Forță niciune. Alea o să pice frumos în jos, o să curgă. Bum, și noi aici o să punem. Bă, de ce e apă sus? A, nu e apă, asta e problema. Nu mai vreau cobblestone, vreau acum doar să mă ocup puțin de chestiile astea pe aici. Bă, dar e tare rău, mă, să mă joc cu încă cineva. Adică, practic, gândiți-vă, eu nici măcar. Adică, dacă eu făceam toate chestiile astea până acum, să pun torțe, să fac topitorul ăsta, să fac fermă de lavă, să fac fermă de dripstone, să fac toate chestiile astea, bă, nu făceam deloc glesul ăsta. Dar acum că e cineva și mă ajută și fac și glesul ăsta pe lângă, e... Time saver rău. E perfect. Un mic update la ce se întâmplă aici. Am mai mărit puțin ferma de lavă cu încă 3 bucăți. Andreea o duce insane de bine. Ia uite acolo. Bita. Merge treaba de numai. Asta zic, merge treaba de numai. Deci avem practic aici. Deci avem 18 bucăți de coldroane unde poate să pice lavă. Și sus tot farmecul cu toată chestia asta e să fie full. Adică să nu fie lavă curgătoare, să fie lavă full. Și am lăsat puțin aici să vedeți cum cresc dripstone-le astea. Nu e absolut nicio tehnică. E efectiv o chestie, nu știu cum să zic. E legat de noroc. Adică pur și simplu dacă ai noroc să-ți crească una mai mult, îți crește una mai mult. Adică vedeți și voi cum e aici. Practic le sparg pe toate așa. Bum, au picat jos, le-am luat și asta zic. E exact cum trebuie. Și aici ce fac? Deja a început să se ducă fuel-ul la... Bă! A, se duce cu tot cu aia acolo. Deci începe să se ducă căulul și acum eu pur și simplu ce fac? Pun un bachet de lavă. Mie niciodată nu mi-a plăcut să stau mult pentru chestii, dar tot timpul mi-a plăcut să fac chestiile cât de ușor se poate. Așa că acum o să-i demonstrez și iubitei mele că nu sunt prost. Nu că n-ai ști. Că sunt sau că nu sunt? Bă, sunt very smart? Ok, bun, ia stai să văd unde ești. Deci fii atentă, băi, Guguștico. Ia uite-te, să ne imaginăm că tu ești, fii atentă, uite-te la mine. Băi, uite-te în față, mă vezi? Deci să ne imaginăm că tu ești la rândul ăla. Tu trebuie să sari de fiecare dată. Eu o să pun aici un barrel, o să iau tot glass-ul și ți-l pun aici și tu practic ți-l iei de acolo, de la jumătate. Ce? Mulțumesc. A, deci practic asta a fost tot. Eu am încercat să-ți demonstrez că eu fac chestii frumoase pentru tine și tu mi-ai... I-am să-ți mulțumesc. Da, ai dreptate, da. Băieții sunt cu mine, bă, băieții înțeleg, mă, băieții o să înțeleagă, bă, eforturile pe care le fac. Da, e ok. Ideea este următoarea. Am luat și niște glass acum,
aștept doar să facă lavă și cam asta este toată chestia. Acum trebuie doar să ne punem la muncă, că în rest, da, în rest suntem bine de tot. Abia aștept să văd chestia finală, să văd cum arată absolut totul, dar ăsta e un proiect mare de tot ce se întâmplă aici, sincer, e jale rău. Finalizarea, ia uite-te cum suntem. Imediat terminăm, iubita. Iubita, mai trebuie să pui acolo un bloc în afară. Știe mă deja că a pus la glez de au sărit capacele. Și acum sparge. Asta zic, bă, după cât? După aproximativ 3 ore? De la 6 jumate? Da, acum de la 9:48, deci da, aproximativ 3 ore. Deci cam 3 ore a durat ca să facem totul plin de glez. Nu cred că mai e nici măcar o părticică, nu e niciun firicel care să ne rămână. Ia să văd că sunt curios. Ne-a rămas undeva? Nu ne-a rămas absolut niciunde, mă. Niciunde nu ne-a rămas fără. Bă, arată super tare, mă, super, super, super tare. Bă, deci a băgat iubita mea aici. A rupt, mă, a rupt efectiv. A rupt tot glesul ăsta în două, sincer. Deci 3 ore ne-a luat ca să punem toată chestia asta. Cel mai mult ajungeam deja într-un timp în care nu mai aveam gles și trebuia să așteptăm. Asta era toată chestia, vedeți. Cam, eu îi duceam cam câte 3 stack-uri și ea le făcea pe toate. Și după cum vedeți aici, a mai mărit puțin toată ferma asta de lavă. Este 6x6. Tot ce vedeți aici se face super ușor. Asta ne-a ajutat insane de mult. Practic de acum încolo ăsta e primul sfat pe care pot să vi-l dau pentru versiunea 1.17. Cine mai folosește căul e șobolan, frate, fără mișto. Adică, bine, la început folosești căul când ai nevoie de câteva chestiuțe micuțe, dar chestiile astea sunt mult prea tare. Chestia asta de aici cu lavă e insane de tare. Ce urmează să facem în momentul ăsta, asta e puțin, că vreau ca să îmi dau puțin spectator să vedem așa cam cum se vede cu totul cu glez, așa frumos, bum, 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 bum. Mult prea tare se vede. Se vede super tare, dar stai să vezi când dăm tot sendul jos. Bă, ia uite găina asta, ce cu găina asta aici? Am văzut-o acolo. Yeah, bine, tu ai văzut 100%, dar ia să-i soarung jos. Fii, du-te! Du-te, bă, puiule! Ia uite-o, ia uite-o. Zboară, puiule, zboară. Asta zic, o, stai că băi, e o găină aici. Păi stai să o duc și pe asta, mă, dar unde-s găinile astea? A, uite că am mutat ceva acolo. Stai puțin, stai să o împing și pe găina asta. Du-te, băi. Bun, suntem sus. O să-mi trebuiască doar, cred că astea sunt singurele chestii care o să-mi trebuiască. Mâncare, poate o găleată, dar nu știu ce să zic. Mâncare, lopată și cam atâta. Bun, singura problemă este că nu am, n-avem cum să punem torțe sub. Sau nu știu altă metodă. Ia stai. Aaaa, știu. Ia stai să văd cum funcționează. Da, bă. Merge. Bă, cap de ou, lasă-mă, mă, îmi pace cap de ou. Pleacă de aici. Pleacă de aici. Așa. Nu cred că merge. Nu cred că merge, băieți. Dar cred că o să fac eu mai bine așa, sincer. Cred că asta e cea mai ușoară metodă. Să stau și să-i dau așa. Mamă, cât de frumos se vede! Mamă, cât de frumos! Dragoste! Uite-te și tu cât de bine se vede! Am să mor, am murit. Ai murit? Păcat. S-a dus papilii. Da, cred că asta e cea mai ușoară metodă prin care putem să spargem toate chestiile. Pentru că din păcate nu avem cum să punem kelp sub. Mă gândeam că o să-mi folosesc și eu puțin creierul. Dar poate o să mă ajute Andreea, ia stai puțin.
Mamă, dar chiar ce frumos se vede. Tu vezi ce frumos? Mamă, știi ce bine se vede de aici? Deci nu știu, dacă mă uit așa de aici, înăuntru, deci, bă, cât de genial se vede, mă. Bă, cât de genial se vede totul. Da, oricum o să arate, garantez că o să arate insane după ce terminăm totul. Așa că, asta e momentan, avem treabă, nu? Dar e bine că am toate enchanturile posibile pe chestiile astea. Da, mă, da, e bine să ai respiration 3. Practic, dacă ai mâncare, cred că ia stai puțin, ia să bag repede o fleică. Gata, e înapoi viața full. Doamne, cât de repede se văd astea. A, nu, mă, nu, e mult, e foarte ușor. Nici nu mai merită să mă chinui să fac cu altceva, sincer. Tocmai am terminat absolut tot glesul. În sfârșit, nu-mi vine să cred că după aproximativ, hai zicem, 4 ore a durat tot proiectul ăsta. Că e 10 jumate, am început la 6 jumate, nu? Cam 4 ore a durat tot proiectul ăsta și încă nu prea am terminat, pentru că mai sunt încă niște câteva chestiuțe pe care vrem să le facem. Vrem să mai punem niște cum se numesc? Vrem să mai punem niște copăcei pe aici, vrem să scăpăm de chestiile astea. Am așa feather falling, forță, pot să pic liniștit. Ia stai să vedem. Bă, glass-ul e forță. Pe glass suntem super bine de acum încolo. Chiar nu am nimic de reproșat. Stai să fac așa, uite, stai să pun aici niște lavă sus. Super bine suntem momentan. Vreau să mă duc să iau niște sapling-uri. Am fost după toate chestiuțele astea. Stai o secundă să vă arăt cam ce am luat. Stai să las astea, mai las pe aici niște gunoi, mai una, două. Punem glass-ul aici înapoi. Am încercat să sortez puțin chestiile, chiar dacă după aia o să mă debarasez de ele. Dar chestiile de care am nevoie în acest moment sunt următoarele. Am nevoie doar de oase să facem bone meal și am nevoie de oak sapling-urile astea. Cred că o să scap și de chestiile alea de acolo de sus. Ce vreau să fac acum? Vreau să pun așa niște sapling-uri pe aici, pe acolo. Și poate am noroc de ceva copaci din aia mari. Exact din ăștia. Niște copaci mari exact ca ăștia. Exact așa. Hai, mai dă-mi unul de ăla. E jală de ăsta așa micuț. E ok. Merge. Și un atu pe care l-am în momentul ăsta este că... cum se numește? Este că am peste tot torțe. Am pus prima oară torțele și acum pun chestiile cu umbră. Pentru că dacă aș fi pus prima oară copacii, s-ar fi format umbre și toate nebunile alea și după aia ar fi arătat urât și tot așa, înțelegeți voi la ce mă refer. Bun, acum vreau să mai punem așa copăcii pe aici pe acolo. Vreau să mai fac și cu dea de junglă, dar momentan nu am niciun sapling de junglă. Așa că o să fie un meci mai prost, dacă mă înțelegeți. Și... crești, băi! Așa, mamă, mă face să țip la ei. Frumos arată, mă, frumos arată, sincer. Sincer arată mult prea frumos, bă, mult, mult mai frumos decât mă așteptam. Ia stai să vedem. Da, glass-ul duce bine, o să mai avem nevoie de glass. Bine, nu o să închidem sau înțelegeți voi la ce mă refer. Dar nu știu cum să fac rost de sapling de junglă. Să mă, cred că mă duc eu să caut și nu știu sincer dacă... No, cred că e imposibil să renunț la muntele ăsta, pentru că, uite, în partea acolo mai e un munte, gen, se duce așa. Nu, da. E pârnaie. Bun, hai să-mi dau spectator să vedeți cum arată ăsta. Deci, momentan avem partea asta așa pusă aici. Avem copăcii ăștia pus așa. Și vreau să pun dea de junglă, v-am mai zis odată. Vreau să mai pun dea de junglă pentru că, bă, îmi place cum arată jungla aia, frate. Îmi plac copacii aia imensi. Și gândiți-vă cât de tare arăta să fie un copac cât cu pola asta gigantică. Și fiți atenți acum. Gândiți-vă să vină cineva din așa, din depărtare, să vadă asta, frate. Să vadă asta. Uitați-vă și voi cum se vede. Sau mai bine, uitați-vă cum se vede din ocean. Bă, deci arată insane, bă, insane. Deci eu sunt efectiv super fericit. Efectiv super, super fericit de cum arată. Cele 4 ore de muncă mi se pare că sunt gen super, super, super worth. Nu știu dacă să mai adaug chestii de astea. Am și uitat acum cum se numesc astea, sincer, am și uitat. Băi... sincer, efectiv am și uitat. Deci, acum s-a întors iubita. Ia uite de cum arată.
Pe partea de exterior, ce înseamnă templu, momentan suntem, bă, mai mult ca perfect. Suntem mai mult ca perfect. Sincer, sunt extrem, extrem, extrem de mulțumit. Uitați-vă cât... Bă, uitați-vă cât de torț arată, sincer. Doar uitați-vă cât de frumos arată toată chestia asta. E absolut insane. Da, 4 ore, 4 ore de muncă în 2. Exact, 4 ore de muncă în 2. Asta e cea mai importantă chestie. Dacă eram singur, pe puțin 6-7 ore. Episodul următoare, adică cel mai probabil episodul următor, o să ne ocupăm de interior. Vreau să avem grijă de interiorul ăsta. Interiorul o să fie forță. V-am zis, o să facem acvarii, o să vedem, o să facem super, super, super chestii super șmechere. Bazarul Zasami începe să arate mai mult ca forță. Mai mult pe aia, mai mult pe aia, asta zic, oameni buni, sper că v-a plăcut acest episod, mulțumesc foarte frumos iubitei mele că m-a ajutat aici, a fost forță, bă, n-aveți voie așa ceva, m-a zis forță de 500 de ori, dar... Hai, v-am pupat, o zi frumoasă în continuare tuturor, sper că v-a plăcut clipul ăsta și nu uitați să verificați clipul cu mașina. Pa, pa!